acum 2 ani, când a fost ediția a 3-a, s-a numit Festivalul Cântecului de Drumeție și Artă Fotografică. Cele două direcții ale festivalului au rămas, adică Arta Fotografică, care ne preocupă, și Drumeția, respectiv Cântecul de Munte, pe care încercăm să-l promovăm din ce în ce mai mult. Mai mă gândeam că festivalul nostru este un loc unde putem să întâlnim oamenii care iubesc înălțimile și au fost prezenți aici pe scenă acum un an Crina Coco Popescu, o adolescentă care deține foarte multe recorduri de înălțime la alpinism. Cu câțiva ani în urmă a făcut cunoștință cu Adina Racovițeanu, o colegă de-a noastră, care și a ajuns în foarte multe locuri, pe foarte mulți munți. Astăzi o să facem cunoștință cu domnul David Neașu, o să vă mai zic câteva lucruri despre el. Ceva mai încolo o să deschidă programul nostru din seara asta. Și dacă sunt la capitolul program, să vă zic cum va derula seara. După momentul de artă fotografică o să luăm o mică pauză, ceva de genul 15 minute, timp în care mai ne tragem sufletul, se pregătesc artiștii noștri invitați, se pregătesc cu sculele și cu sunetul, timp în care noi putem să vizităm centrul de donații. O să puteți vedea acolo câteva lucruri, veți putea să luați autografe de la domnul David Neașu, contra unei donații mici. De asemenea, puteți să luați donații și pe haine. Colegii mei o să vă... Nu donații, autografe, scuzați-mă. Da, donații-ne nu pe haine, ci în portofel. Bun. O să mai avem pregătit ceea ce noi numim o licitație silence, dar o să vă spunem în pauză ce înseamnă treaba aceasta. Și iarăși o să primiți, de fiecare dată când faceți o donație, o să primiți ceva de la noi. Și tot vorbim despre donații și mai spuneam că evenimentul nostru este în continuă transformare. Anul acesta avem și o cauză atașată. Încercăm să strângem fonduri ca să facem curățenie în Franța. Poate că mulți dintre dumneavoastră știu, ați și văzut, există un program național, dar chiar internațional, se numește Let's Do It. Let's Do It România și pe data de 24 marea majoritate a oamenilor ies să facă curățenie în spațiile naturale. Deci nu pe lângă casă în orașe, ci prin păduri, pe râuri și în alte locuri de genul acesta. Mai trag cu ochiul ce mi-am mai propus eu să vă spun. Cred că acestea sunt lucrurile. Ne pare puțin rău că focul nostru nu este ceva mai mare. Deocamdată este focul viu, dar ne-am dorit să fie un foc de tabără aici. De ce spun treaba aceasta? Pentru că festivalul nostru ar vrea să aducă în inimile dumneavoastră și ceea ce noi numim spiritul focului de tabără. Sperăm ca încet, încet, cu edițiile următoare, spiritul acesta al focului de tabără să fie mai prezent în festivalul nostru. O să încercăm și la ediția aceasta. Cred că este momentul să vă fac cunoștință cu invitatul nostru special, domnul David Neașu. Este retras acolo într-o parte. Bine ați venit la noi încă o dată. De aceea am zis. Da. Ne cunoaștem, ce să zic, azi zice o poveste cum ne-am cunoscut. Colega noastră, Adina Racovițeanu, a făcut o vizită domnului David Neașu, am vrut să-l cunoască. Cine nu știu că Adina este o domnișoară foarte mică, prin aeroport nu se vede de rucsac și a călătorit în foarte multe locuri și dumnealui a întrebat-o, ai fost în nu știu ce loc din Himalaya, nu mai știu în ce, unde? În Nepal. În Nepal. Și ea a zis, da, a întrebat-o de vreo 3 ori, chiar ai fost acolo? Chiar ai fost? Și apoi eu am fost foarte impresionat că și-au găsit prieteni comuni
în fotografiile pe care domnul David Neașu le-a scos din sertar. Știu că a fost în foarte multe expediții, vreo 30 la cumpăr. 36. Nu am făcut temele chiar bine. Ultimele trei au fost chiar anul ăsta, am avut de două săptămâni în Mexic, de până la punte. Dar în bună seara. Mă numesc David Neașu și, din păcate, sunt din București. Puțin aproape de microfon. Asta e. Sunt invitat la Focul Viu și e un nume nemaipomenit de frumos. Exact așa trebuie să rămână, domnul Flare. Focul Viu. Pentru că focul nu are cum să fie decât viu și fierbinte, ca și inimile noastre. Mulțumim. Am stat cu jumătate de oră înainte de intrare în teatru și am văzut foarte mulți părinți cu copii. Și cred că este cel mai frumos lucru care v-am văzut, cel puțin de ziua de azi. E minunat că îi aduceți, că îi duceți de mână să învețe altceva decât ce ne învață alții. Ceva care vine din sufletul oamenilor, ceva atât de frumos că de-abia după ce vii de pe munte, îți dai seama că vii din rai. Sunt invitat aici, de către dumneavoastră, de către asociația, de către domnul Florian Speță, să vă prezint poate cel mai bun lucru de pe planeta aceasta. În 2009, împreună cu încă un român, am participat în premieră românească pe un vârf la capătul Pământului, adică în Antarctica. Acolo unde, în principiu, ar trebui să stai cu capul în jos. Aproape de Polul Sud. La 400 și ceva de kilometri de Polul Sud este cel mai înalt vârf din Antarctica, Mont Vinson. Și mi s-a părut nemaipomenit cu ocazia zilei de sâmbătă viitoare, când trebuie să facem curat, că vrem, că nu vrem, trebuie să facem, dacă vrem să lăsăm ceva în spatele nostru, să vă arăt cum arată cel mai frumos și pur loc de pe planetă, Antarctica. Absolut tot ce am trăit acolo, adică 21 de zile, cât am stat în Antarctica, pe muntele Vinson, absolut tot a trebuit să creăm înapoi. Nu a rămas absolut nimic. Și asta nu pentru că ne-au obligat cei de acolo, cei de la stația unde am aterizat un avion militar. Pentru că așa simțeam. E fantastic și probabil că o să vă placă fotografiile. Nu sunt mare maestru în ale fotografiei. Cât pot să fii de artist la minus 40 de grade, înmănușat cu 3 perechi de mănuși și însetat și înfometat și înfrigurat. Dar cu toate acestea am reușit să adun 100 și ceva, 200 de fotografii care aș vrea să le vedem împreună și să vi le povestesc. Excelent. Acum, live. Deci nu e nimic pregătit, doar niște fotografii și am să vă povestesc cam ce a însemnat expediția aceasta pentru mine, pentru celălalt român și pentru România. După ce o să vedem fotografiile, microfonul o să vă aparțină și sperăm să puneți ceva întrebări domnului David Neașu. Da. Și am să stau aici, ca să puteți vedea fotografii. Ei bine, în 2007, în toamnă, am făcut o expediție împreună cu alți doi români, în Papua Noua Guinee. Rugăm pe domnul de la scenă să stingă lumina. Cum a început Antarctica. În 2007 eram în Papua Noua Guinee, la Tributani, unde urcam în munte. Și acolo ne-a venit ideea să mergem și în Antarctica. Era ultimul continent care ne rămăsese, cu vârful său, Vinson. Astfel, în 2008, m-am pregătit aproape de 3 zile pe săptămână, timp de un an de zile, să plec în această expediție în Antarctica, pe un munte foarte, foarte exclusivist, foarte departe de orice poate fi numită civilizație. Am plecat cu frică, cu frică pentru că mă săturasem în viața mea de fric, de degerături și de alte lucruri care se întâmplă la altitudini și la friguri extreme. Și astfel, pe 3 ianuarie 2009,
împreună cu românul din Sfântul Gheorghe, am plecat în marea mea aventură Antarctica 2009. Bineînțeles, drumul a durat vreo 3 zile, am ajuns la Punta Arenas în Chile, de unde trebuia să ne îmbarcăm cu un avion militar, să plecăm în Antarctica. Ce vedeți dumneavoastră aici e o tură de antrenament, este vorba de Torres del Paine. Am stat 7 zile în Torres del Paine, Parcul Național Torres del Paine, și te-ai jurat dacă poți să... 7 zile ne-am antrenat la o altimire 3.000-3.500 de metri, tocmai pentru că să ajungem aclimatizați în Antarctica. În Antarctica nu ai cum să te aclimatizezi la -40, -45 de grade. Nu ai atâtea resurse ca să ai timp să-ți faci timp să te aclimatizezi. Și în acești munți am stat 7 zile, am alergat ca nebunii, tocmai ca să fim pregătiți pentru ce ne așteaptă. Sunt niște imagini superbe. Un masiv care, poate că ați auzit, este în sud extrem al Patagoniei, Torres del Paine, care pe partea chiliană, și Fitzroy, alt masiv care pe partea argentiniană. Este exact acolo unde se îngustează America de Sud, aproape de Magellan. 7 zile de dormit în cort, de dormit în bivoacuri, de să ne obișnim cu frigul, de stat fără mănuși și mâini. Bineînțeles că temperatura era normală, era undeva la -7, -10 grade. În Antarctica am avut temperaturi de -40, iar cea de pe vârf, unde o să vedeți pozele mai târziu, au fost de -52 de grade, în ziua când am făcut vârful. Expediția din Antarctica, pentru mine personal, a fost încheierea celor 7 continente. Am terminat cele 7 continente cu acești vârf. A fost o expediție organizată cu un an de zile înainte, împreună cu alți 6 alpiniști din lume. În total am fost 8. 2 din România, 2 din Polonia, un italian, un francez, un rus, și atât, da, și un rus foarte înalt. Nemaipomenit băiatul. Aici, în Punta Arenas, ne-am întâlnit cu români, ne-am întâlnit la un bar. Noi beam o bere, ei beau o bere, ei tocmai veniseră de pe o croazieră. Acesta este prietenul meu care am fost în Antarctica, Tuli Jombor. Am stat 3 zile încălțați, îmbrăcați, să așteptăm un telefon să ne anunțe că timpul este bun ca să putem zbura. Și ne-am îmbarcat în avionul militar Ilușin, care îl vedeți, este singurul avion care poate să aterizeze pe gheața din Antarctica. Un avion care, în mod normal, transportă tube, de data asta transporta alpiniști, adică noi 8, în total 42 de oameni. Dar dintre cei 42, la 8 făceam vârful Mont Vinson, restul erau schiori care mergeau spre Polul Sud. În momentul când am ajuns pe gheața din Antarctica, și poate că e bine să spun, tot drumul mi-a tremurat genunchii de emoție, pentru că neam de neam nu am visat să ajungă până în Antarctica. Și credeți-mă că aveam o emoție când am pus primul dată piciorul pe gheața, am zis, de aici nu mai e nimeni, e tot ok. Echipați ca de Everest. Am fost echipat exact ca pe vârful Everest, cu echipamentul cu care se urcă la 8.000 de metri. Antarctica e un continent imens, clar. Gândiți-vă că gheața care o vedeți are grosimea de aproximativ 2 km. Deci 2.000 de metri grosime. Și cu toate astea, în Antarctica ninge 3 cm pe an. De câte milioane de ani e zăpada aia acolo și se așterne. Acestea sunt dealurile Patriot Hills. La baza acestor dealuri se află și pârtia, sau să zic, pista de aterizare a avionului. Nu se poate ateriza decât când nu bate vântul și de aceea trebuie să aștepți vremea bună în Antarctica. Corturile sunt în care am stat pentru câteva ore în baza Patriot Hills. Sunt niște corturi speciale cu dublă cameră, care absorbe temperatura de la soare. Chiar dacă afară erau -30 de grade, în cort,
erau plus 5, plus 10 grade, o temperatură în care poți să stai și într-un plovă. Tocmai datorită efectului de seră. În aceste porturi dormeam, de fapt am dormit o noapte. O noapte care arată așa. În Antarctica nu poți merge decât în timpul verii antarctice. Deci în ianuarie, când la noi este plină iarnă, în emisfera sudică primăvară. Deci am fost în primăvară, în emisfera sudică. Corturile acestea sunt pentru schiorii care vor să vină să schieze în Antarctica, să facă kiting, să... Sunt multe activități care le poți face acolo. Am fost întrebat la un moment dat dacă am văzut păsări, animale, pinguini. Nu, în Antarctica, cel puțin unde am fost eu, mi s-a spus că dacă vedem o pasăre, primim $1,000,000. Nu e absolut nimic decât noi, o liniște profundă, și atunci când bate vântul, e bine. Vă dați seama. La întinderea aceea, să ai și un vânt de 100 de km la oră, n-ai altceva de făcut decât să faci groapă în zăpadă și să te ascunzi. Noi am avut noroc. Am prins doar 6 zile de furtună, dar expediția de dinaintea noastră stătuseră 3 săptămâni în cort, nemișcați, pentru că au fost blocați de vreme. De acolo, din Patriot Hill, s-a trebuit să ne urcăm în aceste mici avioane, erau 3 la număr, sau 4, dacă nu mă înșel, ca să ne ducă la tabăra de bază de pe muntele Dinson. Ce e interesant, unul dintre piloții acestor mici avioane, un canadian tânăr, ne-a auzit pe mine și pe Jumbo vorbind românește când am ieșit din cort. Și ne-a zis, bună ziua românește. Și eu l-am luat, băi, și aici, bă, de români, ce naiba, peste tot mai români. Și a zis, nu, nu, mama e româncă, eu știu doar două cuvinte. Bună ziua și ce faceți fetelor. Fusese odată, era din Pitești mama lui și interesant e că ne-am întâlnit acolo. Era pilot canadian. Aceasta este tabăra de bază, de unde plec spre muntele Vinson. Am stat aici o noapte, ne-am încărcat echipamentele în Sunny. Acesta este un spaniol. Dintre cei 8 care au fost în expediție internațională, spaniolul n-a putut să facă vârful. Era pentru el ultimul vârf care încununa Seven Summit-ul. 7 vârfuri, 7 continente. Și nu a făcut vârful, din păcate. Acesta este marșul de apropiere, timp de câteva zile tragi sănile alea după tine, ca niște câini husky. Aici, unde vedeți coptul acela, Rozariu, dedesubt era o peșteră făcută în gheață și înainte de a pleca spre munte, mi s-a spus, intrați în peșteră și luați-vă ce vreți voi de mâncare de aici. Am uitat să vă spun, expediția asta, numai taxa de intrare în Antarctica m-a costat $32,750. Deci, în banii ăștia, ne-au dat băieții și mâncare. Adică, merita la banii ăștia, nu? Și am intrat în grota aia care era cât de atom și am rămas, nu mă uit, erau butoaie cu ciocolată, cu mâncare adevărată, cu fructe uscate, cu toate bunătățurile de pe pământ, alea care fac un deliciu pe munte, bineînțeles. Problema e că voiam să luăm multe, dar ne-am dat seama că noi le cărăm. Și atunci am început să le îndesăm în buzunare, tot o fructe uscate, ciocolată, cea mai bună de calitate. Numai că nu puteai căra mult, echipamentul nostru cântărea în jur 80 de kg și trebuia dus. Și dacă mai băgam și bunătățurile alea, cred că ajungeam voi mine. Adică deloc. Deci am luat cât am considerat noi că putem să mâncăm în zilele expediției. Pe parcursul expediției am cărat sănile astea până într-un anumit punct, care s-a văzut mai adineau jos. Acel punct este baza de plecare spre peretele din Vinson. Am avut de pregătit un perete care are 800 de metri diferență de nivel la 65 de grade înclinație și a trebuit să îl montăm cu coardă fixă. Cei obișnuiți cu alpinismul, coarda este funia aia cu care ne cățărăm și noi a trebuit să montăm coarda și a doua zi să urcăm pe ea, pentru că aveam bagaje foarte grele și vă dați seama că și pantă mare, și bagaj greu e problema. Deci ziua aceea de montat corzile a fost una dintre cele mai grele. De-abia după ce urci pe
peretele, îți dai seama de fapt de măreția locului. Există la un moment dat, probabil că imediat după fotografiile astea, ăsta este muntele Vinson pe care l-am urcat și urmează să-l urcăm peste 2-3 zile, de fapt. E făcut de jos, fotografia e făcută de jos. În schimb, am urcat la o tură de antrenament într-o șa și se vede la un moment dat, e un munte foarte... O formă geometrică perfectă, o piramidă. Chiar așa se și numește piramida, are 4.000 de metri altitudine și exact el are 6.000 de metri, dacă luăm și zăpada de dedesubt în calcul. Crevase pe tot, peste tot, crevasele sunt cele mai periculoase în astfel de munți, pentru că se desfac în fața ta, de multe ori nu le vezi, sunt acoperite de pod, de zăpadă și poți să cazi. Mi s-a întâmplat anul trecut, am fost în Noua Zeelandă pe Mount Cook și trei români și unul dintre prietenii mei care a fost cu mine a căzut în spatele meu într-o crevasă, într-o fracțiune de secundă, am simțit doar coarda că se întinde. E bine, omul ăla a îmbătrânit 1000 de ani, a zis, bă, nu mai vreau să aud de alpinism. Cu toate astea, se mai cață și astăzi. Adică, i-a trecut. A spus mai bine un băiat care ține mâna așa, este un rus, oligarh, este milionar, dar are pasiunea de a urca munții. A terminat Seven Summit-ul, este bucătar de meserie în Moscova și cu toate astea este vegetarian. Un nebun. La un moment dat, când a coborât de pe munte, rusul nostru, Yuri, îl chema, s-a dus la americanii de la Bedford Hill și a zis, vreau să ajung la Polul Sud. Ok, te costă 25.000 de dolari. Ok, vreau să ajung astăzi. A stat el 2-3 ore, nu-l chema nimeni, pe avionul trebuia să plece la Polul Sud, să ia niște stiori de acolo, se duce la american, care a fumit rusul, știți? Băi, am zis că vreau să plec la Polul Sud. Păi tot, dar trebuie să dea cineva bani, să primi un fax, un e-mail, un ceva. Băi, voi sunteți nebuni, uitați banii aici. Și a spus 25.000 de dolari cash, niște rulouri de bani, le-a pus pe masă la american și a zis, băi, tu ai bani cash la tine? Bă, mai mult de atât, eu mă duc și mă întorc în fiecare zi dacă vreți la bun. Dar vreau să ajung astăzi. Un rus nemaipomenit. Am făcut o lată când am întors în Punta Arenas, vă dați seama. În Chile, carnea de vacă și vinul alb sau roșu e de mama lui, așa că acela din spate este muntele Piramida de care vă spuneam. O perfecțiune a naturii este făcut, forma aceea este dată de vânt. De vânturi care nu au fost întâlnite, cred că nicăieri pe planetă decât acolo. Bineînțeles, noi nu sunt pe muntele Vinson, poza mi pe muntele Vinson, o să vedeți imediat ce înseamnă muntele Vinson și mai ales la cobori de cum arătam. O întindere nesfârșită de alb, de fric, chiar dacă era soare. M-ați întrebat astăzi, domnul reporter, m-ați întrebat de uscat. Ați văzut? Există și uscat în Antarctica. Există uscat datorită vântului. Zăpada este permanent spulberată. Nu are cum să se așeze. La un moment dat ați văzut niște fotografii, niște ziduri de gheață. Primul lucru care îl făceai când ajungeai într-o tabără, îți făceai cortul de bucătărie, ăsta era cortul de bucătărie, unde făceam apa de băut, unde făceam mâncarea, și WC-ul. WC-ul este absolut obligatoriu în Antarctica. Și ca să te păzești de vânt, faci acele mici ziduri din zăpadă, îl vedeți. Dormeam în corturi. Asta este echipa și unul din al optelea om, de fapt, e cel din față, un cilian. Vreau să vă spun, de fapt, că între cei cu care am fost, mă consideram mic. Eram cu eroi. Oameni de care citești pe net, că au făcut munții mari ai lumii, și eram mândru că sunt acolo și am fost tare mândru. Pentru că eram prima expediție românească și pentru că în sfârșit o să fluture și stealul românesc pe muntele acela, pe Vinson. Am avut multe întâmplări cu oamenii ăștia. Unii dintre ei știau unde este România, cum era rusul, cum era francezul, nu știa, sau se făcea că nu știe. Și i-am dovedit până la urmă că, de fapt, rusul i-a dat peste mână, francezului.
când ne duceam și făceam apa de băut, știți, probabil că pe munții mari apa nu curge, e gheață. O topești și, băi, numai că se topește foarte greu gheața aia. Și te duci și tu cu o cană de 200 de grame, îți bagi și faci un ceai, băi, apă. E, francezul venise cu o cană de 500 de grame, de o jumătate de kilo. Și când lua din oala aia de făcută apă, el lua o jumătate de kilo și noi cu cana de 200 de grame. Și i-a dat rusul cu cana peste mână și a zis, bă, din momentul ăsta vei cu cana asta. Francezul era o pitică mai așa și... Bineînțeles că a fost frică, că eram deja 5 estici. Eram 2 români, 2 polonezi și o rus. E bine, echipamentele pentru Antarctica poate că au fost cele mai bune care le-am putut achiziționa un an înainte. Le-am ales cu mare grijă pentru că echipamentul face diferența între viață și moarte. Ești bine antrenat, ești bine situat psihic, poți să faci muntelele, ești convins, echipamentul face diferența. Acesta este peretele de care vă spuneam. Am ajuns sus la baza lui superioară, ca să zic așa, de unde începe ascensiunea finală spre vârf. Montatul corzilor a durat o zi întreagă, am muncit toți 8 și temperatura, cred că temperatura a fost întrebat de foarte multe ori, care sunt cele mai, unde am avut cele mai mari probleme în Antarctica. Problema e că la soare și la temperaturile scăzute. Soare era permanent, dar chiar dacă bătea și ne ardea pe față, erau -30, -35 de grade permanent. Când venea umbra peste cort, se făcea un fric. Eram la un moment dat la ora 3 noaptea, trebuia să mă trezesc să vorbesc în direct la Europa FM cu Monica Angel. La România era ora 8:30-9 și la mine era ora 3. Și la ora 3, într-o anumită tabără unde stăteam în cort, exact la ora aia venea umbra peste cort și mă întreabă Monica Angel ce temperatură e acum. Și am zis, păi în cort sunt cam plus 10 grade. Cum doar atât? Da, uite, fără secundă sunt 42. Și când a venit umbra peste cort, s-a făcut instantaneu un cort -30. Instantaneu. Ești ca pe lună. Nu are legătură cu temperaturile care le-am întâlnit în alți munți. Ne echipăm pentru vârf. Plecarea spre vârf a avut loc la ora 9 dimineața. 9 dimineața e ca și la 9 la prânz și la 9. Acolo e la fel soarele deasupra ta. Asta este ultima tabără. Vedeți dumneavoastră, cam așa arată o tabără de corturi. Aici sunt în cort. Bineînțeles, un sac superb, adevărat, la -51 de grade garantat. Stâncă, ceață, nu vă cunosc că n-a fost vânt. Am fost permanent legați în coardă, pentru că ne putea zbura vântul. Am avut neșansa sub vârf să mi se rupă fermoarul la pantalon. Aveam niște pantaloni de puf. Și a trebuit să mi lipesc cu un scotch special, pentru că altfel ești îmbrăcat în puf de jos până sus ca să rezici la frigul acela. Asta e ascensiunea finală spre vârf. O să vedeți imediat și vârful. Echipamentul, v-am spus, este identic ca cel folosit pe Everest, pe munți de 8.000 de metri. Nu sunt prea ordonate fotografiile. Am fost singurul care m-a lăsat rucsacul jos în șa. Ăștia sunt pantalonii cu care am urcat pe vârf. Și undeva aici trebuie să apară vârful Mont Vinson, cel mai înalt din Antarctica. Asta este poza de vârf cu steagul României. Francezul. Nu era. Ăsta este vârful Mont Vinson. Pietricica aia care o vedeți acolo. Iar pantalonii mei rupți se văd pe cracul drept. Mi se rupsese fermoarul de la frig, înghețase, se pusese chiciulă și mi-a crăpat fermoarul. Și bineînțeles că în furtuna care a fost pe vârful mi-am pierdut masca de schi. Și atunci am și degerat la față. Mi-au înghețat buzele și nasul. Erau ultimele lucruri care nu înghețase. Mâinile și picioarele le aveam înghețate din făgăraș. Aici am așteptat și pe Tulit, pe Jongor,
care e jos și are, asta e poza lui, și am plecat pe vale. Drumul, sau mai zic, bine zis, vârful dus-întors a durat 19 ore. 19 ore dus-întors de la ultima tabără. Nu mi-am dat seama că mi-a înghețat fața decât a doua zi, când m-am deschețat, după o noapte petrecută în cort, la o căldură relativă, am început să simt amorțeala din nas, din buze. Și o să vedeți niște poze oribile, făcute de prietenii mei, cu care eram acolo, să mă mai recunosc și eu, să mă uit în oglindă, să vezi ce cât arată un om înghețat. În bidonele acelea aveam benzină cu care făceam apă, mâncare, cortul nostru, trabucul de după, nu se poate fără asta, și bineînțeles, orele de odihnă care erau cele mai așteptate pe o zi de ascensiune. A doua zi a început coborârea, deci după ce am ajuns în tabăra de sub vârf, am început coborârea și bineînțeles am avut neșansa să ne plimbești o furtună, timp de 6 zile am rămas blocați în cort. N-am poze din cort, pentru că n-aveam ce să arătăm, dar vă povestesc. Mi-a citit pașaportul de 50 de milioane de ori, pentru că nu aveam ce să fac. Și am ascultat foarte mult Ceartaș, muzică ungurească. Colegul meu, prietenul meu, era din Sfântul Gheorghe și el n-avea decât muzică ungurească. Și m-am supărat eu pe el, că de ce n-are și rock și altceva, și el n-a zis, de ce mă place Ceartașul. Bineînțeles că mi-a plăcut una 2-7-9, dar nu 2000. 6 zile, el stătea cu urechelițele în urechi și asculta muzică. Ei bine, pozele de sfârșit, de pe ghețac, cu băieții care au urcat pe vârf, deja mi-am dat seama că e ceva ciudat la fața mea și o să vedeți imediat. Aveam un nas cu mult mai mare decât ăsta și niște buze siliconate deja. M-a întrebat astăzi domnul reporter de la Radio Iași care este cel mai cel munte care l-am făcut în viața mea. Ăsta e. Este muntele pe care m-am simțit că dacă sar în sus ar putea să cadă pe planetă. Exact asta era senzația. Eram la capătul lumii, mai departe de atât n-am fost niciodată. Și nu cred că există un loc mai departe ca asta. Cam așa arată prima zi de dezgheț. Timp de 6 zile am stat și am suferit până a venit usul la mine, mi-a pus mâna pe umăr și mi-a zis, băi, ce ai tu mă la față? Băi, am degerat, băi, Iuri. Băi, ia mă, dă-ți cu crema asta. Și de uite, un pofcan de la usesc așa, dă-ți cu crema. Îmi dau pe față, nu știu ce. Și mă văd, dar ce e asta, mă? Bă, e bună, mă, ne dădești pe bocaș cu ea. E bună, mă, de tot. Ne dădești pe bocaș cu crema asta. Păi, dacă... Când am ajuns în Patriot Hills, la baza mare, acolo unde erau americanii, m-am dus la doctor. De fapt, doctorul ăla cu ochelari din spate, că a venit în avion, nu există avion în Antarctica, avionetă mică, să n-aibă doctor la el. Pe avionetă. Deci tot l-am întrebat pe doctor, omule, ce trebuie să fac? Bă, dă-ți cu crema care ți-a dat-o rusul și bea vin. Și era antibiotice. Și a zis, păi antibiotice, vin, nu se prea pupă. N-are nimic, aici se pupă toate. Bineînțeles, am coborât din Antarctica. Zic am coborât pentru că, de fapt, am urcat din Antarctica pe continent, am ajuns la Ushuaia, fiind de Mundo. Sau Tierra del Fuego. Ați auzit de insula Tierra del Fuego? Capitala pe partea argentină se numește Ushuaia. Este un loc unde foarte mulți români au fost și extraordinar de mulți români visează să meargă. Ați văzut mai adinaui, dacă dai puțin în spate, vreau să arăt, e o chestie unică pe planetă. Este vorba de capsula de timpul. Aici, în 1992, dar în 1992, s-au îngropat toate cunoștințele omenirii la 500 de metri în pământ, într-o capsulă de plumb. Cunoștințele omenirii la 1992.
dacă vă aduceți bine aminte, prin anii 90, 89-90, am fost foarte aproape de noi pământeni să ne sfârșim definitiv în urma unui război atomic. Americanii stăteau așa, rușii stăteau așa cu mânele pe butoane. Și omenirea a zis, trebuie să băgăm toate cunoștințele omenirii pentru cei ce vor veni după noi. Aici este vestita capsula a timpului și aici această capsulă va fi dezvoltată în 2492, nu? Exact. Este un punct de interes în Ușoaia și merită văzut. Ok. Străzile din Ușoaia, din Tierra del Fuego, asta e prietena mea Edita Peron. Și bineînțeles, am stat 8 zile prin Ușoaia și ne-am plimbat pe munții de acolo, o să vedeți niște imagini de vis, ne-am cățărat. Ăsta este Magellan, văzut de la 3000 de metri și orașul Ușoaia. Dincolo deja sunt niște insule, care insula Navarone, dacă vă spune ceva, nu se confunda cu Navarone din Mările Greciei. E o insulă care face parte din așa zisul fiind del mundo. Ușoaia este un oraș superb, un oraș turistic, unde ai de văzut foarte multe, pe lângă faptul că te cațe, mergi la pinguineria, adică la pinguinii amici Magellan, și o să-i vedeți imediat. Noi am stat 8 zile aici, în Ușoaia, pentru că dacă tot eram la capătul lumii, am zis, hai să mergem și mai departe. Și am luat o croazieră și ne-am dus la capul Hor. Și o să vedeți imediat capul Hor. Asta este cel mai, Bahia la Pattaya, este cel mai îndepărtat loc de pe planetă. Este locul unde există și un oficiu poștal și mi-am pus și ștampilă pe pașaport, că am fost acolo. Deja am revenisem cu fața, băusem deja albercul de Mendoza, un vin foarte bun și îl recomand. Și am mâncat multă friptură de vacă, slăbisem deja 14 kg în Antarctica. Și mi-am revenit cam în 2 săptămâni. Ăștia-s pinguinii, sunt insule micuțe unde sunt zeci de mii de pinguini. Toată lumea ne întreabă echipamentul vostru din pus de pinguin. Nu. Nu, domnilor și doamnelor, pinguinul este prima ființă, ca să zic așa, ocrotită pe planeta asta din 1911, este ocrotită de legile internaționale, iar puful de pinguin, care este cel mai frumos, cel mai curat, nu ai voie nici măcar să-l atingi. Dar în schimb te plimbi printre ei. Puful nostru din pufoaice și din saci este puf de gâscă. Puf de gâscă de foarte bună calitate. Aici este capul Horn, la fel de frig ca Antarctica, bate un vânt turbat. Ăsta este monumentul de la capul Horn, un albatros, se vede clar. Am uitat să vă spun că prietenul meu, Jombor, după ce a coborât la Ușoaia, a plecat spre România și pe mine m-a preluat un alt prieten care a mai stat o lună de zile în America de Sud cu el la plimbare. Adică am fost la capul Horn, am străbătut Argentina, Chile, o să vedeți. Asta este o insulă descoperită de Fitzroy, cel care a descoperit și Antarctica, a descoperit și insula Paștului. Asta sunt niște picturi de pe străzile din Ușoaia. Pe revinările noastre până America de Sud, am trecut și pe sub vârful Aconcagua, pe care l-am urcat de două ori, în premieră românească în 1996 și a doua oară în 2007-2003. Și bineînțeles, dacă tot eram în America de Sud, am fost și pe insula Paștelui, unde a fost un vis al meu să ajung după ce am citit cărțile lui Harry von Däniken, amintit despre viitor. Se spune că aceste statui au fost create și ridicate de către oameni mari, oameni veniți de pe alte planete. Nu este adevărat, au fost create și ridicate de către triburile care au trăit acolo până la anul 1750. Triburi care veneau din nord. E o istorie foarte interesantă pe insula Paștelui. Asta, de fapt, era
chestia, piatra aia rotundă, acolo se făcea pâine. Fiind rotundă, atrage soarele și acolo își făceau oamenii pâine. Insula Paștului, o insulă superbă, unde m-am refăcut complet cu buzele, cu gura și cu sănătatea. După 2 luni de zile de mers la capul Pământului, prin Antarctica, prin America de Sud, capul Horn, insula Paștului, am avut și mare șansă ca pe insula Paștelui să apucăm și festivalul Rapa Nui, care ține 15 zile. Este un festival al indigenilor de pe insula Paștelui, a celor care trăiesc acolo. Și e interesant că își aleg frumusețile pentru un an de zile. De data asta, frumusețea care gândeam și era într-adevăr o tipă foarte frumoasă, o fată foarte frumoasă, n-a fost aleasă ea, a fost aleasă fata primarului. Și bineînțeles că la unui român care peregrinează prin lume, ne-am întâlnit și cu 2 români acolo, fata și băiatul acela, erau și ei stabiliți în Statele Unite, medici, și-au vândut casa, și-au vândut mașina și-au zis, bă, un an de zile vreau să cheltuim banii ăștia, că avem timp să-i facem. Și erau plimbăresc prin lume. Sunt foarte multe de povestit despre zonele, despre locurile astea minunate și sunt convins că dacă n-are cum să vă treacă prin cap o întrebare ciudată, eu vă aștept. Întrebați-mă! Întrebări ciudate pot fi de tot felul. Spune-te! Dacă mi-a fost dor de România când am fost în Antarctica. Vedeți, domnul reporter? O întrebare care un adult o pune altfel, un copil o pune cel mai frumos. Cum să nu fie dormul, prietene? N-am avut steagul cu mine tot timpul. E primul lucru care îl bagi în buzunar și e chiar ești mândru că cum să nu fie dorm? Era dorm, vorbeam toată ziua, până ziua, când aveam telefon și posibilitate, vorbeam și-o cu țară, cu ai mei. Și spuneam, uite, acum sunt cu degetul Magellan, acum în Beagle, acum sunt acolo, acolo. Și era mândru. Era mândru că și tatăl meu a visat să ajungă acolo și n-a fost. Uite, am ajuns. Nu, steagul nu se lasă nicăieri pe un vârf. Steagurile, în general, nu se lasă. Pentru că nu este muntele meu, nici al americanilor, nici al chenienilor, nici al antarcticienilor, este muntele lumii. Pe mine m-a învățat asta un negru, un ghid negru din Kenya. Când am ajuns în Kilimanjaro în 94, am vrut să las steagul României pe vârful Kilimanjaro. Și mi-a zis, prietene, vârful ăsta nu e al meu, că e Kenya sau Tanzania, nici al tău, al nimănui, este vârful lumii. Aici nu trebuie să fie un steag, nu ți-ai pus steagul și țara ta. În schimb, faci poze cu el, zici că ai ajuns acolo și vii să te mântrezi la copii ca tine. Uite așa. Expediția în sine, cu tot, cu mâncare, cu echipament, cu drum, cu cât mi-au furat aia din 32.000 de dolari, m-a costat în euro, punct, 50.000 de euro, doar. 50.000 de euro care i-a muncit, firea mai de... Nu m-a lăsat apă și la pecentură m-a stat, dar credeți-mă că i-a muncit. Am vorbit la foarte multe, am fost în anul acela, în 2008, mi-am propus 2 lucruri. Băi, trebuie să mă antrenez și să fac rost de bani. Că fără bani, degeaba visezi. Și m-am pus la dispoziția agențiilor de publicitate, știți ce să te mănâncă și te fac cum voi ei, și m-am pus la dispoziția lor să vorbesc la firmele multinaționale despre motivație, să motivez un grup de oameni să facă mai bine decât au făcut până acum. Și pentru asta luam bani. Și tot în 2008 am avut marea șansă să fac reclamă pentru Actimel, dacă ați auzit de băuturi. Și m-au ajutat și ea cu 10.000 de dolari. Și uite, așa mi-am completat aproximativ 80% din suma asta, din conferințe motivaționale, din muncă, bineînțeles că muncesc
Și din... Nu mai v-am spus. N-am fugat și n-am fost acolo unde am zis. În rest, atât am fost, 50 de mii. Și a fost cea mai scumpă expediție și nu există alta mai scumpă pe asta. Taxa de acces comparată cu taxa pe Everest? Da. Taxa de acces pe Antarctica, 32.750. Taxa pe Everest, pe partea nepaleză, este tot de 30.000 de dolari. Pe partea tibetană, unde am fost noi în 2003, 14.900. Deci pe Tibet e jumătate din partea nepaleză. Numai că în taxa aceea ai și oxigen, ai și mâncare, ai și echipament, ai și de toate. Și șerpași. Numai că pentru Antarctica, 32.000 de dolari m-a costat numai avionul dus, avionul întors, de fapt, din Chile până în Antarctica, niște mâncare care am luat-o din grota aia de care vă povesteam, dacă nu, cred că era mai mult de 100 de dolari, și restul al nostru. Dar ai șansa de... Pe asta se și bazează. Bă, dacă sunt 20 de proști pe planeta asta, hai să-i facem. Și ne-a făcut. Atâta se dă voie. În jur de 24 de oameni au voie și au permis pentru Antarctica. Și trebuie să, un an de zile înainte, tu dai, de fapt, niște teste. Firma asta care ne-a dus, ALE, Antarctic Logistic Expedition, tot te testează și te întreabă, băi, prietene David, unde ai mai fost în viața ta? Păi am fost la Titul, acolo, uite pe Aconcagua, pe McKinley, și în tabăra 3 pe McKinley, ce văzut-o acolo? Poți să-mi arăt niște poze? Pa, și trimiteam poza pe e-mail. Și pe mâna am întrebat și eu, bă, dar ce vreți voi să-mi scrieți o carte pe viața mea, ce vreți voi de la mine? Nu, vrem să vedem dacă într-adevăr ai fost. Pentru că sunt foarte mulți nebuni care vor să se ducă, dar se duc și mor. Deci acolo, fără o leacă de experiență și cu CV-ul, într-adevăr, doldora, n-ai ce căuta, nu te primesc. Degeaba ai tu bani, dacă n-ai putință. Și de asta m-au testat cu un an de zile. Și după fiecare test de asta îmi spuneau, bine, mai dă 5.000 de dolari. Mai dă 5.000 de dolari. E bine că mi-am dat pe toți grămadă. Și în ciunul ăsta am putut să-i muncesc pe rând. Am fumat. Am fumat de-a rând. M-ați întrebat... Ce icoana te-a putut o am permanent. Nu la mine, o am în rucsac. Este o mică chestie care e Sfântul Gheorghe. Dacă... E o chestie mică care o am din 92 și o port cu după mine permanent. Unde putem vedea episodul 2 din Vagabond? Pe Vagabond. Nu știu să vă spun exact că acum se filmează. Spuneți. Nu, dar ce zi o te sunteți? Da. Ca mine. Vreau să vă spun un lucru și cred că este poate ultimul cuvânt. Zii tu că stai cu mânuța ridicată. Dar care? Ce-i drag? V-am ținut să plecați în Antarctica? Nu. Fără ce-i drag, fără copiii mei, cum să... Eu am 4 fete. Fetele mele m-au adus de la Europa. Ce să vă zic? Vreau să vă spun un lucru. Zi, data. Expediția poate fi accesibilă și femeilor. Da, cum să nu? Este posibil să ajungă orice femeie acolo. Nu ca pe Atos, dar se poate. Important e să vrei și să poți să... Ți-am spus, trebuie să faci mai multe lucruri în viață ca să rezolvi asta. De fapt, e un lucru foarte important pentru oamenii care... pentru cei de față, care poate privesc pe scenă și zic, uite, un nebun care a făcut o chestie. Domnilor, și mai ales doamnelor, alpinismul nu este un sport extrem. Albinismul este un sport ca oricare sport. Numai că trebuie spus că Hemingway a spus un lucru. Există 3 sporturi pe planeta asta, după părerea lui Hemingway. Luptele cu tauri, automobilismul și albinismul. Restul sunt jocuri. În albinism nu ai voie să pierzi.
Și cu toate astea vă spune un om care chiar n-a pierdut nimic, nici măcar un buget. Și vă spun, vă dau cuvântul meu de onoare că nu e nimic eroic. Eroic e să stai 6 zile în cort, să aștepți vremea frumoasă. Eroic e să-ți fie dor de ai tăi și dor de căldură și dor de ceai. Ăsta e eroism. A urca pe un vârf nu e eroism. A urca un munte înalt, de fapt, înseamnă să ai puterea să scoți din cap toate prejudecățile, toate principiile tale care le-ai moștenit, să le lași în cort sau unde pleci tu și să pleci cu mintea goală. Ăsta este... În asta constă puterea unui alpinist. Puterea unui alpinist, să știți că nu e nimic eroic în ea. Nu o să vedeți niciodată chestii care vedeți la televizor cu probleme, să aruncați în aer. Da, ce ați văzut? Nu, n-are nimic artistic. E pas după pas, pas după pas. O pipiseală nebună, ori în șir, îți urmărești vârful bocancului, nu cumva să te împleticești și să te gândești, de fapt, ce frumos e să stai cu picioarele sumase și cu berea rece pe masă. Și să faci bubă la gură de poftă. Nu știu dacă mă credeți. Mi s-a întâmplat de atâtea ori și de aceea ți se pare viața mai frumoasă când te întorci acasă. Și de aceea trebuie să facem și lucrurile astea, pentru că altfel n-am fi oameni. Am fost întrebat la un moment dat, la într-o emisiune, o reporteriță în direct, se uita la mine, eram eu invitat și cu băiatul la unul de la Brașov, care a sărit de la 10.000 de metri cu parașuta. Poate ați auzit de el. În fine, unul Marius. Și eram invitat și noi vorbeam de ale noastre. Băi, pe Everest, uite, în Antarctica, ăla vorbea de parapantă, de a sărit de la 12.000 de metri. Era reporterița aia, dom'le, dar de ce faceți asta? Păi, dacă n-am face, pe cine dracu' mai chema aici? Gândiți-vă că dacă n-am fi fost nebun, umblăreți, n-am ști unde-i groapa Marianelor, spun și eu că n-am coborât până acolo, dar munții ăștia și lumea asta, trei văzută și trăită și visat, să ajungi la capătul ei. Să vezi, totdeauna curiozitatea umană e mai puternică decât obrăiștea. Nu te duce că o mielești. Uite că mă duc și n-am mielit-o. Și dovedesc că dacă o faci cu cap și cu corect, așa cum trebuie să meargă un om pe munte, în primul rând, oamenii de munte sunt diferiți tocmai prin faptul că merg printr-un mediu curat și devin mai curat sufletește. Și de aceea îndemn părinți, bunici, chiar voi copii. Mergeți, fraților, pe munte, pentru că nimic nu e frumos. Vă mulțumesc frumos și cu ocazia asta vă mulțumesc. Am văzut un oraș frumos, un oraș minunat. Eu nu mai fusesem în Focșani și sunt onorat că am fost invitat de către Focul Viu. Plăcere. Și sper să nu mai invitați. Vă mulțumesc și nu uitați sâmbătă viitoare. Luați-vă o pungă, o mănușă și adunați gunoaiele care tot noi le-am făcut.